Am reluat cartea 1 Corinteni cu dorința de a învăța ceva despre Duhul lui Dumnezeu. Și suntem în capitolul 2 și aveți tema în fața dumneavoastră, Duhul Sfânt și Scriptura. Fără ca Duhul lui Dumnezeu să aibă în mâna lui sabia Duhului, cu toată puterea, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, el nu poate nici restaura, nici păstra unitatea bisericii. Deci fără ca noi să punem în mâna Duhului sabia, Duhului cuvântului Dumnezeu, el nu poate nici reface, nici păstra unitatea bisericii. Dar ce are Duhul sau de ce este atât de preocupat de unitatea bisericii? V-aș aduce aminte de unde venim. Duhul a insuflat Scripturile și în primele 9 versete prin care se introduce epistola către Corinteni, prima epistolă, Duhul menționează aproape în fiecare verset și pe Tatăl și pe Fiul, dar nu se menționează pe sine în mod explicit și ne-am întrebat de ce, care să fie rolul Duhului Sfânt în Trinitate. Domnul Iisus ne dă răspunsul pentru că El spune când va veni Duhul Sfânt, Mângâietorul, mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și va descoperi. El nu va vorbi de la el, din ale lui, a vorbit din ale mele, va vorbi din ale mele. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, Duhul va veni să fie în slujba mea, să fie avocatul meu în inimile voastre și între voi. Dacă Duhul este avocatul Domnului Iisus Hristos, va face tot ce stă în putință să împlinească planurile, așteptările și dorința lui Hristos. Ori dorința pe care a lăsat-o bisericii lui cu limbă de moarte este legată de unitatea bisericii. Tată, vreau ca ei să fie una cum tu ești în mine și eu în tine. Pentru ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Observați, de unitatea bisericii depinde mărturia bisericii. Mă veți mărturisi pe mine, îmi veți fi martori. Ori ăsta este rolul bisericii, să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Acum nu ne mai mirăm că atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat și l-a inspirat pe Pavel să dicteze prima epistolă către Corinteni, din mulțimea de probleme, Duhul aduce în atenția lui Pavel, în primele 4 capitole, dezbinările din biserică, lipsa unității din biserică. Și de aceea, imediat după ce Pavel termină introducerea în primele 9 versete, el vine cu versetul 10 cu un îndemn la unitate. Vă îndemn, dar, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Observați, versetul mai întâi definește unitatea. Același fel de vorbire, uniți într-un gând și o simțire. Să vorbim la fel, să gândim la fel, să simțim la fel. Greu lucru de făcut, mai ales între români, da? În care 3 oameni formează 4 partide și au 15 idei. Și asta se întâmplă și în bisericile noastre, de aceea sunt atâtea rupturi în biserici, dragii mei. Același fel de gândire, de vorbire și de simțire. Dar aduce și un element de motivare pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Oare ce vrea să spună Duhul Sfânt prin asta? De ce doar numele Domnului Iisus Hristos poate restaura și păstra unitatea între noi? Pentru că atunci când totul este făcut pentru numele Domnului Iisus Hristos, se stârnesc în noi două realități importante. În primul rând, recunoștință și apoi responsabilitate. Recunoștință pentru tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos și continuă să facă între noi. Dragii mei, fără El n-am fi noi. Fără continua Lui mijlocire, nu s-ar desăvârși mântuirea noastră. Cum să nu fim recunoscători? Și atunci, de dragul Lui Hristos, punem deoparte diferențele dintre noi. Dar al doilea lucru este responsabilitatea. Ce are responsabilitatea a face cu biserica? Păi noi suntem trupul Lui Hristos, El este capul. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește prin mine. Cu alte cuvinte, dacă i-am dat ca biserică mădularele noastre, trupurile noastre, lumea se întâlnește cu Hristos privind la noi. Așa cum Domnul Iisus a zis, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, noi ar trebui să spunem, cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Fiul. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi și ăsta este rolul Lui să-L proslăvească pe Domnul Iisus. Ori,
Ceea ce rupe relația dintre noi și Dumnezeu este păcatul. Și de aceea rezolvarea păcatului ar trebui să fie prima responsabilitate a Duhului Sfânt în biserica Lui și ar trebui să fie prima noastră responsabilitate. Ascultați ce spune Domnul Iisus în Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 8, vorbind despre venirea Duhului Sfânt. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și apoi Domnul Iisus vine cu o serie de explicații. M-aș opri la prima dintre ele. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Când păcatul este prezent în viața mea și în mijlocul nostru, este o dovadă clară a necredinței noastre în Domnul Iisus Hristos. Observați, păcatul este dovada clară a necredinței noastre în Iisus Hristos. Și ascultați versetul 6 din Evrei 11. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Cu alte cuvinte, păcatul ridică un zid de despărțire, ne înstrăinează de Dumnezeu și pune în pericol însăși mântuirea noastră. Deci păcatul prezent în mijlocul unei biserici este pe de o parte dovada necredinței, dar pe de altă parte este dovada lipsei autorității cuvântului lui Dumnezeu în viața mea și între noi. Dovada lipsei autorității cuvântului în viața mea și între noi. Dar ce-i cuvântul lui Dumnezeu? Este unul din instrumentele Harului. Duhul operează cu sabia Duhului și comunitatea Duhului. Comunitatea o vom lăsa pentru capitolele 3 și 4. Dar astăzi suntem lângă Duhul Sfânt și sabia cuvântului. Spuneți-mi, cum am putea defini păcatul fără să avem standardul cuvântului lui Dumnezeu? Să nu furi. Ei, de aici știu ce înseamnă păcatul, ce înseamnă să furi, să nu curvești, să nu rostești mărturii mincinoase și aveți legile lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu. Deci fără cuvântul lui Dumnezeu nu putem nici defini, nici rezolva păcatul. Și de aceea avem nevoie de sabia Duhului, să o punem în mâna Duhului, sabia cuvântului. Dar pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul. Când va veni El, vă va călăuzi în tot adevărul, fiindcă va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Dar de ce am nevoie de această călăuzire în tot adevărul? Pentru că relația trebuie și zidită, nu doar păstrată și apărată. Dar, în primul rând, să privim împreună biserica din Corint, să vedem dovada lipsei autorității cuvântului Dumnezeu în biserică. Mulțimea păcatelor. Primele patru capitole, dezbinări, capitolul 5, curvie, capitolul 6, judecăți, familii în derivă, cina Domnului luată spre osândă, nu spre viață, idolatrie, în capitolul 8, darul duhovnicești, prost înțelese, prost folosite în mijlocul bisericii. Și cartea se termină cu necredința până și în învierea morților. Ori Pavel începe acest mare capitol al învierii cu primele patru versete în care adună Evanghelia în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă corintenii nu credeau în învierea morților, nu credeau nici în învierea lui Hristos, pentru că cele două sunt legate de o altă. Ne mirăm oare că deja în primul capitol vorbește despre neglijarea crucii lui Hristos, nebunia propovăduirii crucii? Cele două merg în mână, nu crezi în moarte, nu crezi în înviere, nu crezi în înviere, nu crezi în moarte. Întrebarea este cu ce ai mai rămas, cu ce am mai rămas, cu absolut nimica. Ne mirăm oare că Pavel scrie în versetul 16 din Corinteni 15, căci dacă nu învie morții, deci Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și nu uitați, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui și voi sunteți încă în păcatele voastre. Cu alte cuvinte, despărțiți de Dumnezeu. Întrebarea pe care mi-am pus-o și trebuie să ne-o punem este cum se ajunge într-o astfel de situație? Pentru că ei porniseră bine. Așa cum mulți dintre noi am pornit bine, probabil. Dar un început bun nu garantează un sfârșit bun. Grâul întotdeauna este amestecat cu neghina și neghina uneori vorbește mai tare decât grâul. Și astfel au fost oameni care au cărat înțelepciunea Areopagului Atenei, înțelepciunea Corintului în mijlocul bisericii. Și de aceea Pavel trebuie să le spună în versetul 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, veniți-vă în fire, cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, o spun.
Faptul că cineva nu cunoaște pe Dumnezeu în sânul unei biserici locale, nu înseamnă că va tăcea. Acești oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu au trebuit să aducă ceva în mijlocul bisericii. Filozofiile vremurilor respective. Învățături străine de cuvântul lui Hristos. Un alt cuvânt. Cum ar fi putut Pavel să rezolve restul problemelor din biserica din Corint fără ca să restaureze autoritatea cuvântului în mijlocul lor? Dragii mei, doar cuvântul lui Dumnezeu în mâna Duhului lui Dumnezeu poate dovedi păcatul, rezolva păcatul, poate curăți biserica, poate vindeca biserica. Și de aceea Duhul lui Dumnezeu îi insuflă pe Pavel ca să aducă în mijlocul bisericii din nou, să readucă sau să încerce cel puțin să readucă autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dar spuneam la început că o relație nu trebuie doar apărată de influențele destructive ale păcatului. Păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte Dumnezeu cel viu. Observați influența păcatului și relația cu Dumnezeu trebuie păzită. Cum? Scoțând păcatul. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Dar o relație, ca să fie sănătoasă, trebuie nu doar apărată, ci și zidită prin și pe cuvântul lui Dumnezeu. Oare de ce și-a început Domnul Iisus lucrarea în Matei, capitolul 4, versetul 4, spunând: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați, noi ne hrănim trupul și mulțumim celor care pregătesc o cafea pentru cei care rămân aici de dimineața până la miaz, dar noi avem nevoie de mai mult decât pâine pentru trupurile noastre, avem nevoie, dragii mei, de pâinea vieții pentru sufletele noastre. Și omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Bisericii din Colose, asaltată și ea de filozofiile lumii acesteia, întemeiate pe datini omenești, pe învățăturile începătoarele lumii acesteia și nu pe Hristos, Pavel scrie în capitolul 3, versetul 16: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Acum înțelegeți de ce Duhul a insuflat pe Pavel ca să facă o urgență din restaurarea autorității cuvântului. Pentru că fără restaurarea autorității cuvântului nu-i nădejde de rezolvarea păcatului care a dezbinat biserica. Dragii mei, dezbinările au dovada prezenței păcatului în mijlocul lor. N-aveau același fel de vorbire, același fel de gândire, aceeași simțire. Urgența pentru Duhul lui Dumnezeu a fost restaurarea autorității cuvântului. Dar ca să o poată face, Pavel a trebuit să dea deoparte din cale câteva piedici. Și aș enumera două dintre ele. În primul rând era înțelepciunea viacului acestuia care a început să se infiltreze în mijlocul bisericii. Înțelepciunea viacului acestuia. Pe de altă parte, împreună cu înțelepciunea viacului acestuia, s-a strecurat în biserică îndoiala cu privire la autoritatea apostolică a lui Pavel și la mesajul pe care el l-a adus. Pentru că erau lucruri mai interesante spuse în urbe, în cetate. Și atunci crucea asta lui Hristos ne deranjează, mai ales în Ahaia vremii respective. Dar să le iau pe rând. Înțelepciunea viacului acestuia. Primele 5 versete din capitolul 2. Dar vă aduc aminte că Pavel vine în Corint din Atena. Și în timp ce se uita la toate statuile și dumnezeilor prin cetate, a început să intre în vorbă cu filozofii epicurieni. Și oamenii aceștia au auzit lucruri noi. Oricum, toți atenienii nu lucrau nimic, se adunau în areopag să asculte lucruri noi, cum ne adunăm și noi pe internet, să ascultăm lucruri noi, plină, dragii mei, areopagul lumii acesteia de lucruri noi. Le putem asculta de dimineața până seara. L-au chemat în areopag. Pavel vine și puteți să-i citiți predica în capitolul 17 din Fapte. El începe să vorbească despre toată creația și când în sfârșit ajunge la miezul Evangheliei, la crucea și învierea Domnului Iisus Hristos,
l-au scos afară, politicosul, au zis, ah, despre asta te vom asculta altă dată. Prin mila Domnului, câțiva oameni se întorc la Hristos, chiar și acolo. Dar Pavel trăiește o experiență care îl va marca în drumul lui spre Corint și în șederea lui la Corint. El își dă seama cât de perfidă, cât de subtilă este înțelepciunea veacului acestuia, cum se strecoară în sufletele noastre și cum înlocuiește într-un fel sau ne face obtuși și surzi și orbi la esența Evangheliei, la crucea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea când vine în Corint, el ia crucea lui Hristos și o înfige în mijlocul lor. O înfige în mijlocul lor. Ascultați primele 5 versete. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire și o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit la voi, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Cunoscându-l pe Pavel, care nu s-a sfiat să-l înfrunte și pe Petru în public, dragii mei, nu înțeleg ce vrea să spune, slab, fricos și plin de cutremur. A uitat mesajul, Pavele? Ți-a fost jenă, frică de oameni? Nu, citiți doar lucrurile prin care a trecut de dragul lui Hristos în 2 Corinteni 11. Dar s-a gândit, dacă aceeași mentalitate există și în Corint ca în Atena, întrebarea mea este, oare pe cine va putea mântui crucea, puterea crucii Domnului Iisus Hristos? Și de aceea spune, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Altfel mă întreb, de ce a trebuit să vină Îngerul Domnului într-o noapte să-l încurajeze? Pavel, îndrăznește! Am multe suflete în cetatea aceasta. Și învățătura și propovăduirea mea, continuă el versetul 4, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Dragii mei, n-a început cu poeții corintenilor, ci a început cu crucea Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pavel credea în puterea crucii. Și de aceea n-a trebuit să o îmbrace în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. A putut pune Evanghelia simplă înaintea oamenilor. Întotdeauna, dragii mei, m-am mirat de simplitatea cu care Billy Graham își ținea vorbirile lui pe mari stadioane cu mii și mii de oameni. Și eu m-am întrebat de multe ori, noi care suntem obișnuiți cu sofisticăturile vorbirii înțelepciunii omenești, cum se poate ca oamenii cu puhoiul să răspundă la o astfel de evanghelie? Cred că un lucru a înțeles Billy Graham. Puterea crucii mântuiește oameni, nu vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată pe, nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, încheie Pavel. Dar el când scrie corintenilor, el își dă seama că pe temelia pe care el a așezat-o și care era Hristos, înțelepții veacului acestuia strecurați în biserică, începeau să clădească lemn, fân, trestie. Erau lucruri interesante pentru că erau spuse în mod interesant. Povești frumoase care gâdile urechile, dar care într-un fel subminau autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Deși cuvântul este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, spune el în Evrei, capitolul 4, versetul 12, că desparte sufletul și duhul încheieturile și măduvă judecă simțirile și gândurile inimii. Când cuvântul este lăsat să lucreze, dragii mei, nimic nu rămâne neîntors în viața noastră. El scoate la lumină totul. Pentru că ăsta este rolul cuvântului. Dar noi putem submina autoritatea cuvântului, îl citim, îl rostim, îl predicăm, dar nu-l lăsăm să lucreze în noi. Dacă un astfel de cuvânt viu și lucrător ar fi fost prezent în biserica din Corint, spuneți-mi, am putea vorbi de lista lungă de păcate din biserică? În niciun caz, în niciun caz. Pentru că nicio făptură nu este ascunsă de el, de cuvântul lui Dumnezeu, în mâna Duhului lui Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. De aceea Duhul ar fi folosit sabia Duhului ca să curețe biserica și să vindece biserica. N-ar fi lăsat să mustească păcatul în mijlocul bisericii. Prima piedică în calea
autorității sau puterii cuvântului este înțelepciunea veacului acestuia. Dragii mei, nu vă gândiți la Areopag și Atena și Corint. Gândiți-vă la internetul zilelor noastre. Și gândiți-vă doar la lumea creștină de pe internet. Așa zis creștină. La puzderia de predici. În rugăciunea ta am auzit predicile despre vaccin, da? Dați, vă rog, un click și intrați și vedeți câte minuni se pot spune din Scriptură. Câte minuni se pot spune din Scriptură. Toate acestea trebuie date deoparte. Trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, curat, așa cum este El. Dar de ce s-a împuținat autoritatea cuvântului? Nu că cuvântul nu are autoritate, ci ei nu îngăduiau cuvântul să lucreze cu autoritate. Pentru că au început să pună sub semnul întrebării și sprăvnicia lui Pavel și mesajul lui Pavel. Dacă nu avem încredere în mesager, nu e așa că îi vom pune sub semnul întrebării și mesajul? De-a lungul întregii lui lucrări, pe urmele lui veneau iudaizatorii și puneau sub semnul întrebării și apostolia lui și mesajul lui. Și asta a fost lupta lui Pavel de-a lungul întregii lui vieți. În capitolul 4, versetele 8 la 15, Pavel își varsă sufletul înaintea corintenilor. Ascultați, am să spicuiesc câte ceva din textul acesta, versetul 8. O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi și măcar de-ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă. Niște osândiți la moarte. Dumnezeu a făcut din noi oamenii cei mai de pe urmă. Niște osândiți la moarte. Versetul 10. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Voi înțelepți în Hristos. Noi slabi. Voi tari. Voi puși în cinste. Noi disprețuiți. Până în ziua de astăzi am ajuns ca gunoiul lumii, ca lepădătura tuturor. Simțiți durerea inimii lui Pavel? Când el vorba copiilor lui, se oprește în versetul 14 și spune: nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii ai mei prea iubiți. Și el încheie în versetul 15: chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, fiindcă eu v-am născut prin Evanghelie. Erau copiii lui care au început să-l disprețuiască. Dar nu se întâmplă asta des și în familiile noastre? Copiii încep să crească, ajung la adolescență, au impresia că butonând pe internet au răspuns la toate întrebările lor. Și inima părintelui se umple de durere. Dar imaginați-vă cât de mare trebuie să fie durerea când știi că problema costă veșnicia și mântuirea. Și Pavel, dragii mei, nu-i mustră din mândrie ca să-i calce în picioare, ca să se ridice pe sine în ochii lor, ci pentru că, nesocotindu-l pe el, neglijează mesajul lui fără de care nu este mântuire. Esența mesajului era moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea și-a inima în dinți. Și înainte să încheie capitolul despre dezbinare, el mustră pe înțelepții veacului acestuia în mod direct. Versetul 18 din capitolul 3. Nimeni să nu se înșele. Dacă crede cineva dintre voi că este înțelept în felul lumii, se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: El, Dumnezeu, prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Știți de unde citează Pavel? Din Iov, capitolul 5, versetul 13, cuvântarea lui Elifaz. Poate știți istoria. Iov este pe un măldar de gunoi, scărpinându-se cu un ciop, pentru că pierduse totul. Și au venit prietenii lui, înțelepții veacului aceluia, care și-au bătut joc de jertfele și crucea lui, am spune noi, în termenii noștri. Și începe Elifaz să vorbească. Și Dumnezeu ia cuvintele lui și îl prinde în plasa cuvintelor lui, pentru că la urmă Iov trebuie să aducă jertfă pentru prietenii lui. El prinde pe cei înțelepți
în viclenia lor. Și iarăși Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt o nebunie. Spuneam, Pavel îi confruntă de dragul lor. Ascultați ce le scrie în capitolul 3, versetele 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu și el vorbește cu înțelepții viacului acestuia, furișați în biserică, el va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sfânt sunteți voi. Ca să restaureze autoritatea cuvântului, trebuie să împingă deoparte obstacolele, înțelepciunea viacului acestuia și îndoiala cu privire la isprăvnicia lui. Și acum începe să zidească, să restaureze autoritatea cuvântului și o face în lumina experiențelor lor personale, că dacă ai trăit ceva, e mare lucru să-ți aduci aminte de ce ai trăit, de ce ai experimentat. Și în al doilea rând, în lumina originii divine a mandatului său și a mesajului său. Să le iau pe rând. Încearcă Pavel să restaureze autoritatea cuvântului în lumina experiențelor trecute ale corintenilor. Uitați-vă la groapa din care i-a scos Hristos cu puterea crucii lui. Capitolul 6, versetele 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Erau certuri între ei pentru nu știu ce și mergeau la judecate. De ce nu suferiți mai bine paguba? Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și el înșiră groapa păcatelor din care au fost ei scoși. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția cerurilor. După care se uită la ei și le spune, și așa erați unii dintre voi, hoți, curvari, idolatri, răpăreți, bețivi, așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și Pavel îi întreabă, cumva înțelepciunea viacului acestuia v-a scos din mocirla păcatului în care ați trăit? Nu, spune el, nu e așa? Puterea crucii lui Hristos a făcut această schimbare în voi? De aici a scos Duhul lui Dumnezeu, folosind sabia Duhului, până când n-au subminat autoritatea cuvântului. Dar subminarea autorității cuvântului a venit cu subminarea isprăvniciei lui Pavel. Și de aceea el încearcă să-și apere apostolia și mesajul în versetele 6 și 7. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, adică cei maturi, este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, care ne-a fost descoperită, ne-a fost revelată. Dar nu e așa că marea revelație din partea lui Dumnezeu a fost tocmai întruparea Fiului Său. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Și la un moment dat, la împlinirea vremii, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dacă marea revelație a avut loc, întrebarea este, Pavele, ce revelație în plus ai primit tu din partea lui Dumnezeu? De ce n-ajunge revelația lui Dumnezeu în întrupatul său fiu? Dați-mi voie să leg de versetul 7 și versetul 8. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Cine erau fruntașii viacului acestuia? Nu vă gândiți la cei din Areopag, gândiți-vă la Caiafa, Ana, Sinedriu,
la mulțimea din curtea lui Pilat care a strigat, hoi, răstignește-l! Dacă ar fi cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținut ascunsă, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar din păcate, între ei era și Saul din Tars, acel tânăr ambițios care luase scrisorile de acreditare să arunce în temniță, care asistase la uciderea lui Ștefan. Până în momentul în care se întâlnește pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, prima întrebare, cine ești, Doamne? Când el află că este Iisus cel înviat din morți și glorificat, cade la pământ cu fața și strigă, ce vrei să fac? În momentul acela, Duhul lui Dumnezeu intră în viața lui Pavel, îl duce în Arabia și începe să studieze Scriptura și experiența lui se armonizează cu Scripturile și Scripturile cu experiența. Și el înțelege că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nu un impostor, dar înțelege mai mult decât atât implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și asta le primește ca pe o revelație divină, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și atunci când vă dați seama de unde citează Pavel, noi am discutat despre astea lunile seara, îl veți vedea că fuge spre sfârșitul cărții Isaia și vede cerurile nou și un pământ nou pe care Dumnezeu le-a pregătit. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Iar versetul 10 continuă, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Dragii mei, Pavel nu se confundă nici cu tine, nici cu mine. El ține de acel cerc apostolic care a primit harul revelației și al inspirației divine. Cu alte cuvinte, lor li s-a descoperit în mod supranatural lucruri pe care acum noi le avem în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. Ei au băut de la izvor, noi bem din găleata pe care ne-au adus-o de la izvor. Ei puteau spune, așa vorbește Domnul, noi trebuie să spunem, așa este scris în Scriptură, judecați și voi împreună cu mine. Asta e diferența uriașă. Pavel a avut harul revelației, ascultați versetele care urmează, începând cu versetul 11. Și în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Nu e așa, e logic. Dacă eu nu-mi deschid gura, nimeni nu știe ce gândesc. Nimeni nu știe ce gândesc. Duhul care este în mine știe și eu trebuie să verbalizez lucrul acesta. Tot așa, continuă Pavel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Decât Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Harul revelației divine, a descoperirii supranaturale, a implicațiilor morții și învierii Domnului Iisus Hristos, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Știți care e problema? După ce în sfârșit ai înțeles ce-i curentul electric și te scoate profesorul la tablă și explici lucrul acesta, rămâi mut. Pentru că nu știi cum să o pui în cuvinte. Și de obicei, noi stricăm până și lucrurile care le înțelegem când le vorbim. Și de aceea, nu toți sunt învățători, spune Scriptura. Pentru că a fi învățător înseamnă a comunica lucrurile curate pe care le-ai înțeles curate. Și de aceea Pavel a avut nevoie și de harul inspirației, să nu strice cuvântul când îl comunică, versetele 13 la 16. Și vorbim despre ele, despre lucrurile înțelese, nu cu o vorbire împrumutată de la înțelepciunea oamenilor, ci cu vorbire învățată de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar pentru omul firesc, lucrurile Duhului Dumnezeu sunt o nebunie și nici nu le poate primi, pentru că nu le poate înțelege. Ele trebuie judecate altfel, cu o altă unitate de măsură duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i dea învățătură? Noi, notați pluralul apostolic, avem gândul lui Hristos.
sau Duhului Hristos prin care ni s-au descoperit lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Pavel își începe scrierea ca să restaureze autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul lor. Problema, dragii mei, nu era la Pavel. Problema era la corinteni. Vreau să mă întorc în Biserica din Iris. Problema nu e la cuvântul lui Dumnezeu. El este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Problema poate fi la mine. Pentru că eu pot submina autoritatea cuvântului, necitindu-l, neînțelegându-l, lăsând înțelepciunea veacului acestuia se toarne în urechile și în sufletul meu pe toate căile, pe areopagul acesta al internetului din ziua de astăzi. Uitați-vă la versetul imediat următor, versetul 1 din capitolul 3. Cât despre mine, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești. A trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. A trebuit să vă hrănesc cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteți suferi, nici acum nu le puteți suferi. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte este un prunc și nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Ne miră oare că păcatele musteau în biserica din Corint? Când autoritatea cuvântului a fost pierdută? A, nu că nu știau citi, dragii mei, ci nu mai credeau ce citesc, nu mai lăsau ce citesc să lucreze în viața lor. Dați-mi voie să închei, mai ales că avem și o binecuvântare. Rolul Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Domnul Iisus Hristos. Ori asta înseamnă că Duhul va încerca întotdeauna ca avocata lui Hristos să împlinească dorința Lui. Ori dorința lăsată cu limbă de moarte pentru biserica Lui ține de unitatea dintre noi. Pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, veniți să punem deoparte diferențele dintre noi. Dar putem avea păreri diferite despre un text? Putem avea păreri diferite despre multe alte lucruri? Dar pentru numele Domnului Iisus Hristos, trebuie să lăsăm în mâna Duhului cuvântul cu deplina Lui autoritate. Un cuvânt care este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Dar vă aduc o veste care nu știu dacă vă place. Dacă eu nu pun în mâna Duhului sabia Duhului și dacă eu nu mă deschid pentru lucrarea Duhului, Duhul este întristat și stins în mine. Absolut neputincios. Și de aceea, noi suntem chemați să punem sabia în mâna Duhului, să ne deschidem pentru lucrarea Lui, ca El să poată săpa, modela în noi chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să ne ajute să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou, făcut de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Frații mei, nu cuvântul este lipsit de putere. Noi subminăm puterea cuvântului. Țineți minte pilda semănătorului? Care dintre noi am putea să-L acuzăm pe Domnul Iisus că El semăna patru feluri de semințe? Nu, semăna aceea semânță în patru feluri de pământuri, de inimi. Era pământul bătătorit, ca drumul, care nici măcar nu intra în relație cu cuvântul. Era pământul stâncos care primea cuvântul cu bucurie. Dar la prima pala soarelui sau vântului, procesul era avortat. Sau pământul spinos care înneca cuvântul. Pământul bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Știți ce spune Domnul Iisus ucenicilor când ne întreabă pentru ce le vorbește în pilde? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor, nu le-a fost dat. Dragii mei, nu-i predestinație și liber arbitru. Diferența între vouă și ei este că unii au închis întrerupătoarele și au plecat, alții au venit să întrebe. Și lor Hristos începe să le vorbească. Dacă n-ai vreme de întrebări și frământări cu cuvântul, nu te mira că nu ți-a fost dat să cunoști tainele împărăției. Noi suntem pământul. Dați-mi voie să închei cu un text. Este în Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetele 21 la 25. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate
și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. M-aș opri lângă cuvântul blândețe. A fi blând înseamnă a fi ieșit din competiția afirmării de sine. A noi intrăm în competiția afirmării de sine unii cu alții, dar pot intra și cu cuvântul lui Dumnezeu cu siguranță. Îl citesc, după care zic, da, văd ce scrie, dar... Și încep să explic cuvântul, dragii mei, în toate felurile. Și eu cred că cuvântul trebuie înțeles și de aceea trebuie fământat. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Este o problemă de viață și de moarte. Este o problemă de veșnicie. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea, observați, biserica primară stăruia în învățătura apostolului în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Va trăi o viață verticală, în relație cu Dumnezeu, una cu frații lui, în jurul adevărului lui Hristos tălmăcit de Duhul Sfânt între noi. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin!